Programul guvernamental Euro 200, prin care elevii și studenții cu situație materială precară își pot achiziționa un calculator, continuă. Cei care vor să-și achiziționeze un calculator prin acest program trebuie să știe că cererile se fac până pe 21 aprilie, iar cumpărarea se face până cel târziu în ultima decadă a lunii august. Condițiile sunt identice ca cele din anul trecut. Este vorba de un venit pe membru de familie de până la 150 de lei. Deci dacă sunt 4 membri în familie, venitul total e cel de 600 de lei. După depunerea cererilor, urmează efectuarea anchetelor sociale în perioada 19 aprilie și 19 mai, iar afișarea listelor aprobate se va face pe 1 iunie. Bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie și 30 iulie, iar calculatoarele vor fi achiziționate între 24 iunie și 30 august.